6 rânduri, 20 între rânduri. După cum s-a văzut în fotografiile anterioare, am săpat terenul, am pus doloflor, l-am incorporat odată cu sapa. Apoi am măruță cu grebla. Am trasat rândulețele, șențulețele, cum se vede. Întindem aceste pangliș cu semințe, o mixtură de rădăcinoase. Morcov, păstârnac și pătrunjel de rădăcină. Da? Apoi aceste rânduri, panglici le vom acoperi. lucrarea este terminată 6 rânduri la 8 metri. Aici am pus dololor La fel și la acest păr. Acolo avem cartofi, o să pun și acolo niște dolflori, da? Vă prezentăm utilizarea doloflorului la plantele legumicole. Este un îngrășământ bio. Foarte utilizat atât în legumicultură cât și în pomicultură. Este al doilea an succesiv când utilizăm acest îngrășământ bio la toate plantele din grupa tuberculifere și leguminoase și o să vă prezentăm mai încolo ceapa tratată cu doloflor care a trecut foarte bine peste perioadele ploioase fără a fi atacată de mană. Doloflorul este un îngrășământ bio care are în compoziție carbonat de calciu, Doloflorul este un îngrășământ pe bază de carbonat de calciu și carbonat de magneziu. Calciul este indiscutabil cel mai bun microelement care asigură Trecerea plantelor peste stresul hidric și stresul provocat de variația temperaturilor zi-noapte. Calciul este ușor asimilabil din Doloflor și este utilizat în procesul de hrănire a plantelor. Planta trecând cu succes peste condițiile nefavorabile ale mediului înconjurător. Totodată Doloflorul din acest îngrășământ bio schimbă textura solului, făcând solul mai afânat, astfel încât sistemul radicular al plantelor se dezvoltă foarte bine, utilizând cu succes resursele minerale din sol. Am utilizat doloflorul. La plantele tuberculifere, după cum se vede în imaginile prezentate, o să vă arătăm utilizarea doloflorului la pomii fructiferi și vă arătăm usturoi, o cultură de usturoi. Și o cultură de ceapă la care a fost administrat doloflor încă din toamnă. Se vede foarte clar că ceapa este perfect sănătoasă, fără a fi aplicat, menționez, niciun tratament fitosanitar. Se mai văd urmele de doloflor la nivelul solului doloflorul este ușor hidrosolubil, carbonatul de calciul, de calciu având o remanență lungă la nivelul solului. Aparatul folial al plantelor este sănătos, ajutând la dezvoltarea favorabilă a bulbului din sol. Să vedem un bulb. precizăm că suntem în 25 mai, da? Se poate vedea. Bulbul nu prezintă urmă de atac de fusarioză, de putregai umed, pentru că precizez ceva foarte important, carbonatul de calciu într o concentrație mare din compoziția doloflorului are rolul de a absorbi Excesul de umiditate de la nivelul solului, ajutând astfel plantele să treacă peste stresul hidric.